Rudele celor doi frați, victime ale accidentului de lângă Parcul Pantelimon, cer schimbarea încadrării juridice din ucidere, din culpă, în omor. Minorul care s-a urcat la volan fără permis este acum în arest preventiv, iar tânărul care i-a încredințat mașina a fost plasat sub control judiciar. Pedepsele însă sunt mult prea blânde, spune familia copiilor de 7 și 9 ani. Parlamentarii vin acum cu un proiect de lege prin care cei care conduc fără drept să fie condamnați la închisoare cu executare. Să fie cu pedeapsă maximă, deoarece în cazul nostru un copil nevinovat de 9 ani jumate a fost băgat în pământ, o fetiță de 7 ani jumate, niște copii exemplari care aveau tot viitorul înainte, a fost, cum îi zice, cu un picior. Este revolta bunicului celor doi copii victime ale unui accident șocant. Pe 28 iulie, un adolescent de 17 ani se urca la volan lăsat chiar de prietenul său major. Pe o distanță de nici jumătate de kilometru, acesta a pierdut controlul volanului, a lovit mai multe mașini, iar cei doi frați, o fată și un băiat de 7 și 9 ani, au fost striviți între fiare. Fetița a rămas infirmă, iar băiețelul a murit. Nepoata mea se simte mai bine, dar este cu dublă perfuzie, îi se dau și calmante și antibiotice prin vene. Minorul care e accidentat se află acum în arest preventiv, iar prietenul lui a fost plasat sub control judiciar. O pedeapsă mult prea blândă, spun rudele îndoliate. Familia cere acum schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor. Principala problemă este a codului penal, pentru că în privința minorilor, chiar dacă se apropie de vârsta majoratului, codul prevede că nu se aplică pedepse, ci măsuri educative. Mai mult, ancheta devine și mai complicată, având în vedere că în organismul minorului au fost găsite azot și heliu, substanțe vândute adesea ca droguri. În momentul când au fugit din mașină, ei au avut două pungi în mână, în care am înțeles de la analize că era azot și heliu. După accidentul terifiant, doi parlamentari au venit cu o propunere legislativă prin care cei care se urcă la volan fără permis, dar și cei care le încredințează mașinile, să fie condamnați la închisoare cu executare. Legea vizează două categorii de infracțiuni, cei care se urcă fără permis la volan. Pedeapsa este de la 3 la 7 ani fără niciun fel de accident, de la 4 la 8 ani dacă ai produs un accident și de la 5 la 10 ani dacă accident este mortal. Cel târziu, la sfârșitul lunii septembrie, va fi adoptat de Senat și cred că până în noiembrie va fi adoptat și de Camera Deputaților. Apărătorul victimelor spune că ancheta avansează într-un ritm alert, iar acum vor fi făcute expertiza tehnică auto, cea toxicologică și cea medico-legală.